Așa, bravo! Așa, bun găsit la întâlnirea cu Prof Online, fetelor. M-am așteptat cu drag. Vă văd zâmbind și asta mă bucur foarte tare. Foarte tare mă bucur. Matematica asta trebuie făcută. Zâmbim și lucrăm. Fica mea, când era în clasa a patra, ca voi, avea lucrat un teanc de caiete până la nivelul biroului. Deci, zeci de caiete erau acolo. De alea erau caiete studențești. Mari. Dar stătea cu căștile în ureche și asculta muzică și lucra matematică și lucra. Și era atât de dezvoltă și avea. De aceea, în clasa a 5-a, când a trecut, a luat locul întâi pe județ. Locul întâi pe județ. Și s-au pus, pentru ca să ia 10, s-au pus 3 probleme la faza județeană. Dar pentru a descoperi și pe copilul acela care, să spunem, este excepțional de valoros, s-au pus 4 și a fost singura, au pus și pe a 4-a și a fost singura fel, singurul copil din tot județul, care le-a făcut pe toate 4. Deci au luat 10 excepțional, să zic așa, da? Iar în clasa a 6-a, am luat locul întâi pe țară la matematică. Locul întâi pe țară, da? Când era ca Robert, la faza națională, la voi nu se merge acum la faza națională, sunt la faza județeană, parcă mi se dă, dar în timpul acela se mergea și la faza națională. De ce? Că făcea matematică zâmbind. Asta este spectaculos. Nu cu stres. Trebuie să avem atâta bucurie când ne apucăm de matematică, încât să... Bună, voi mâine aveți tema pentru mâine, nu? Da. Ia să vedem tema voastră. Hai să vedem tema pentru a doua zi, mă. Ce aveți de lucru la matematică? Hai, de ce vă uitați așa? Nu v-ați gândit la treaba asta, nu? Manualul aveți la voi? L-a făcut acasă. Știu că l-a făcut acasă, e foarte bine, dar să discutăm aici încă o dată în plus. Așa să vă gândiți, da? Acum vă las, fac eu niște probleme vin în minte acum, și data viitoare să-mi aduceți tema pentru acasă, că este rostul nostru. Tema pentru a doua zi. Să înțelegem foarte bine fiecare chestiune. Da? Și eu mai fac niște probleme în legătură cu problema aceea care o aveți voi, mai fac și alte probleme. Bun. Acum, pe la fracții, pe acolo, nu? Da. Bine. Uite, am 500 lei. Robert se duce la magazin și cheltuie 3 pătrimi din 500. Deci cheltuie 3 pătrimi. Da? Robert cheltuie 3 pătrimi. 3 pătrimi din sumă. Cu cât se întoarce acasă? Care este suma pe care cu care se întoarce acasă? Da? Robert 3 pătrimi din sumă. Cheltuie, da? Cu cât se întoarce la casă? Cheltuie 3 pătrimi. Cam cheltuitor este. Și cu cât se întoarce la casă? Care e suma cu care se întoarce acasă? 3 pătrimi. 3 pătrimi cât o fie, domnule? Din 500. Încearcă cineva? Eu. Ia să vedem la mama. Facem 3 pe 4 din 500. Așa. Egal cu 500 împărțit la 4 ori 3. Asta face. 3 pătrimi. Deci 3 pătrimi. 3 pătrimi din 500 înseamnă așa. 3 pătrimi egal cu 3 pătrimi
înmulți cu 500. Da? Adică 500 se împarte la 4 și mulțim termenul cu 3. Asta înseamnă, da? Deci împărțim cantitatea toată la 4, la cât mi spune ăsta de jos, nu-i tot, se cheamă ăsta, da? Deci împărțim suma respectivă la 4 și, pe urmă, înmulțim cu 3, că sunt astfel câte părți. Nu? Să vă închipuiți așa, uite, dacă ar fi ăsta segmentul, dacă asta ar însemna suma toată, o împărțim la 4, da? Împărțim la 4 și luăm doar 3. Și împărțită la 4 fac 125, nu? Da. Deci 500, Ștefania, nu? Ia vorbește tu. 500 împărțit la 4, nu? Egal cu. Hai de ajută-mă tu acum. Egal cu 4 în 5. 5 merge odată. 1 ori 4. Tu 4. 1. 1. Coborând pe 0. Face 10. 10. Și zicem 4 în 10 merge de 2 ori. Excelent. 2 ori 4. 8. Ne dă 2. 8 din 10, 2. Coborâm pe 0. 0. Da, cel al 0. Și, și vine 4 în 20. Deci merge de 5 ori. 5 ori cât se facă? De 20. 5 ori 4, nu? Deci 4 ori cât se facă? 20? 5. 5 ori 4, 20. Și iată, nimic, nimic. Și 125 reprezintă o singură parte. Asta e 125. Asta e altă, iarăși 125, 125, 125. Și acum, ca să vedem cât se înțele 3, înseamnă că 125 îl înmulțim cu? 3. Cu 3. Deci 125 înmulțit cu... Ori așa faceți voi, Dana? Da. Eu pun punct. Așa se va întâmpla și pentru voi. Deci 125 ori 3 și egal cu cât? 375. Cât vine 3 ori 5, 15, 3 ori 2, 6 și până 7, 3 ori 3, deci 375. Asta cheltuie. Da? Și cu cât se mai întoarce el? Doar cu pătrimea asta. Asta se mai întoarce. Adică cu o porțiune, 125. Da? Adică cum am face? Din 500 scădem pe cine acum? 375. Minus 375. Și este egal cu, când scădem, face 5 din 10, 5, 7 din 9, 2, 3 din 4, 1. 125. Cum era de așteptat? Da. Deci, Robert se mai întoarce acasă cu 125 de lei. Hai să scriem operațiile. Ce facem? Deci, mai întâi facem 500 împărțit la 4. Și facem împărțirea. 4 în 5 odată. Cum aș știi să faceți? Așa. Și restul care vine, nu? A scăzut din 500 pe 375 și rămâne 125. Cu Robert am nu ce mamă. Ia să facem altă problemă. Robert, lui Robert îi dă mama, da? Lui Robert îi dă mama 60 de lei. 60 de lei. Da? Îi dă mama 60 de lei. El cheltuie pe, să spunem, pe ce să zicem, pe o carte, dă, cheltuie, să spunem, 1/5. Deci, dă pe o carte 1/5. Din rest, mai cheltuie 3/5. Deci, din rest, mai cheltuie 3/5. Pe un, să spunem, ce să zicem noi, o pereche de tenis, da?
Deci cumpără o pereche de tenis și de 3 pătrimi din presă. Cu cât se întoarce acasă? Cu cât se întoarce Robert acasă? Gândim cu atenție, 60 de lei, da? Da. Așa. Pe carte am zis că dă cât o pătrime, 3, nu? Da. Și pe o pereche de tenis, 3 pătrimi din rest. 3 pătrimi din rest. Cu cât se mai întoarce el acasă? Ștefania, mă întreb dacă nu ți-e clar. Deci, la un moment dat nu mai dă. Nu mai dă? Că e, dacă facem 1 pe 4 din 60, e 1 pe 8. 1 pe 8? 1 pe 8 am spus? Da. 1 pe 8. Ah. Hai să vedem. 1 pe 8 din 60. Da, da, spune, de ce nu-ți mai mergea ție? Ce nu-ți mai mergea? Pentru că am scris 1 pe 4 și trebuia să fac 60 împărțit la 4 rând. Așa. Și îmi dădea 15 și apoi trebuia să fac 3 pe 4 din 15. 3 pe 4 din rest? Aha, merge problema. 3 pătrimi din rest. Hai să mergem cu o pătrimi, cum o zis ea. Tu te gândi, da? Să mergem cu o pătrimi. Deci, o pătrime din 60 înseamnă că împărțim la, pe 60 la 4 și luăm o singură parte. Deci 60 împărțit la 4, că așa zice o pătrime, înseamnă că împărțim la numitor. Ce s-a întâmplat? Merge? Nu, nu merge. Tot nu merge. Trebuie să facem 45 împărțit la 4 și dă cu rest. Și dă cu rest? Nu se parte exact. Nu. Aaa, n-am formulat bine problema. Și voi nu știți să faceți împărțirea când dă cu rest. Nu. Trebuie să facă exact. Înseamnă că trebuie să iau altă valoare. Deci n-a fost bine... cât ar fi fost dacă ar fi fost, oare... Să fi fost... Ca să facă bine, nu 45, dacă ar fi fost 50, s-ar fi împărțit la 4? Nu, tot nu s-ar fi împărțit. Tot nu s-ar fi împărțit. Nu. Cine s-ar fi împărțit la 4? Dacă ar fi fost 40, s-ar fi împărțit la 4? Da. 40. Ei, și să rămână 40 restul, înseamnă că nu 45, să rămână 40, da? Da? După ce am scăzut o pătrime. Deci iată că o pătrime să fi fost, cât din cine să fi fost, încât să rămână la scădere 40. Deci din 60 nu a fost bine. Rămâne mai mult, 45. Dar dacă aș fi zis, hai să vedem noi cât să zic eu. 50 și cât să zic eu, ca să fie eu, să se împarte exact la 4 și pe urmă ce dă, să se împarte iar la 4. Că aici e povestea asta, e că nu-mi dau seama cum să zic. Deci, întâi suma care s-o dau, să se împarte la 4 exact, iar după ce restul care rămâne, să se împarte iar la 4. Nu așa ar veni?
Asta e povestea. Acum îmi dau seama cum să fac. Dar mă ajutați voi? Hai să vedem ce sumă sunt. 60 nu mers. Nu. 60 când am făcut o pătrime, din păcate, la o pătrime, îmi rămâne 45. Și nu mai fac, nu mai pot face 3 pătrimi din 45. Și acum, cât să zic eu suma la început să meargă treaba bună? Trebuie să facem 1 pe 4 dintr-un număr care să ne dea numărul ăla împărțit la 4 ori 1, să ne dea 20. Să ne dea 20. Ca să rămână pe numărul 40. De ce? Deci, cât? Hai că e o treabă. Acum ne-am lovit de o problemă fantastică, că noi nu avem colegi, nu avem mix, vrem să facem o problemă ca să meargă. Și atunci, nu știu ce sumă să pun. S. Suma S. Nu știu. Ori 1 pe 4 să-mi dea S ori 1 pe 4. Deci o pătrime din sumă să-mi dea 40. Vreau să-mi dea 40. Că dacă îmi dă 40, mă descurc. Nu? Pot face 3 pătrimi din 40. Deci, atenție că sunt probleme și de astea. Nu să dau suma la început. Spune, află tu suma, dacă știi că o pătrime din el este 40. O pătrime 40. Putem să facem un desen la problemă ca să... Să facem un desen da. Figurativ, da? Da. Ai, că e faină, uite ce idee frumoasă ai. Metoda figurativă este asta, da. ca tehnică, da? Deci, suma S e segmentul ăsta tot. Și să-l împart, să fac o pătrime din S și să fie 40, da? Da, nu 40, dar trebuie să fost 15, nu? Să fie din suma asta, dacă spun 15, hai să luăm 40, nu 15, 40 să fie, da? 40. Înseamnă că piesa asta împarte în câte părți? O împarte în 4 părți, nu? Și doar o singură parte, cât spune, că e 40. O singură parte e 40. Una singură. Atunci toată partea cât este? 40 ori 4. 40 ori 4, că sunt 4 bucăți. Deci suma S, toată, S va fi egal cu 40 ori 4 și fac cât? 100? 160. 160. 160, da. 4, 4, 16, da? Așa, din 160, bine? Deci suma toată este 160. Acum, dacă eu dau așa problema, în prima dată cheltui o pătrime și pe urmă 3 pătrimi din rest, care ar fi restul în condițiile astea? Care ar fi restul? Din 160 scădem pe 40 și rămân celelalte 3 pătrimi. Deci, restul care i-a rămas după ce a cheltuit prima dată, restul este egal cu cine? Cu? De 3 ori. De 3 ori câte 40. 3 ori 40 și egal cu 120. El m-are în buzunar după ce o dat pe carte, 40 de lei, mai are 120 în buzunar. Deci, era problema să modificăm suma S încât să meargă bine problema. Da? Da. Ei, acum, 120 ăsta, putem să facem 3 pătrimi din el? Că dă 3 pătrimi pe tenis, am spus. Da. Să vedem. Da. Deci, acum facem din rest. Adică din 120 ori 3 pătrimi și este egal cu? Adică noul rest, ăsta care ne-a rămas nouă, îl împărțim în cât? Noul rest, îl împărțim iar în 4. Așa. Și fiecare bucată cât este dacă împărțim? 120 împărțim la 4. 4.
30. 30 ăsta, 30 la 30 la 30 la 30 34. Și câte pătrini iau eu? Câte din la... Numai 3 iau. Da. Deci, o, da, încă o dată. Deci tot... Tot restul ăsta, care e urmat după ce a cumpărat cartea, îl împărțim în 4. El a fost cât în total? 120. Și împărțim la 4 și fiecare face cât? Fiecare bucată face 30. Și luăm câte bucăți de astea, spune? 3 bucăți de astea. Okay. Și atunci din 120 ori 3 pătrimi este egal cu 3 ori 3, 90. Da? Deci 3 ori 3 fac 90. Adică voi ca operație spuneți așa. 120 împărțit la 4 și egal mai departe cu 30 și pe urmă pe 30 îl mulțim cu 3, că sunt 3 bucăți de astea, fac 3 ori 3, 90. Și acum scădem din restul care a rămas după ce am cumpărat cartea, scădem pe 90. Deci vom avea 120 minus 90 și egal cu 30. Cineva putea să-mi spună deodată restul aici? Păi dacă 3 pătrimi au cheltuit, eu am ales o singură pătrimi. Și cum o pătrimi, cât este o pătrimi? De 30? Știu sigur că eu am rămas doar 30. Ca să nu mai scădem din 120, scădem pe 90. Da? Să spunem că rămas 30. Mai rău că o dată problemă. Ștefania, să vezi cât e frumoasă și interesantă. Când am dat eu cu 60, nu a mers problema, pentru că la un moment dat am putut să facem o pătrimi din 60. Și ne-a dat 15, nu? Da. Am scăzut din 60 pe 15 și ne-a rămas 45. Dacă să facem 3 pătrimi din 45, nu a mai mers problema. Și am zis, n-am fost inspirat, n-am dat-o corect, pentru că la împărțirea lui 45 la 4, de rest. Și atunci ne-am zis, să o modificăm, încât problema să meargă cât se poate de corect. Da? Da. Și nu cu 60 ar fi mers, ci cu o altă sumă. Și am zis, ce sumă să meargă? Și am zis, hai să meargă o pătrimi să fie 40. O pătrimi să fie 40. Atunci toată suma este de 160. Deci, lui Robert îi dă mama suma de 160 de lei. Dă pe carte o pătrime, adică dă 40 de lei din 160. Îi rămân 120. Cu 120 el mântru merge în continuare și duce și ia tenis. Dar pe tenis din 120 dă 3 pătrimi. Și 3 pătrimi din 120 înseamnă 90. Da? Că pe 120 îl împărțim la 4, face 30 o bucată, o pătrimi și de câte ori mulțit? De 3 ori, fac 90. Și atunci el mai vine acasă cu doar 30 de lei, pentru că din 120 a cheltuit deja pe 90, pe tenis, și el m-a rămas doar atât, eu m-a rămas doar 30 de lei. Deci, la întrebarea asta, răspunsul este, nu, clar? Da. Cu suma 120, problema merge foarte bine. Aceeași problemă, dar cu suma de început 80. Deci, Robert are 80 de lei. Robert are 80 de lei. Și cheltuie o pătrime. Din sumă. Da? Cheltuie o pătrime din sumă. Pentru carte, da? Pentru carte. Și 3 pătrimi pentru tenis. Mai tenis îl pune să ia. Atât. Noi dăm altceva voi să ia. Și 3 pătrimi tenis. Pentru tenis. Cu cât se întoarce Robert acasă? 3 pătrimi din... Din rest? Păi din rest, să înțelegi că doar dacă o dat în buzunar, nu mai rămas aceeași sumă. O dat pe carte întâi. Deci știu că la început are, cât am spus? 80. La început are 80.
80 de lei la început. Stefania, când lucrezi, ce vorbești acum? Vreau tu să conduci acum, da? Tu vorbești și eu scriu la tablă. Zi. Deci, are 80 de lei, 80, suma iese egal 80 de lei, și cheltuie, cât am spus, cheltuie o pătrime. Deci aflăm o pătrime din 80. Adică facem 80 împărțit la 4. Corect! Zicem, 80, o pătrime pe carte. Deci 80 împărțit la 4. Vorbește, vorbește. Ca să aud. Că eu nu... Tu te uiți cu, pe caițelul tău și vorbește. Zi. 4. Îți faci 80 dacă împărțim la 4. 4 face... De 2 ori, nu? Ca 4 în 8 de 2 ori. 2. Da? Merge de 2 ori. 2, 4, 8. 8. Nimic, o vrem pe 0 și îl ducem la... Îl ducem la 2. La cât? Da? Cât o împărțire? 20. Păi uite, e corect așa, că pe 80 dacă împărți la 4 ai 20, 20, 20, 20. Nu? De 4 ori de 20. Da. Dacă avem 20, 20, 20, 20, fac 80, da? Bun. Acum... Eu că da pe carte pe astea. Cât eu mai rămas în buzunar? I-a mai rămas... Dacă 20 o da pe carte, ca să vezi cât a rămas... și au mai rămas 3 pe 3. Adică 3 pe 3, adică scădem din 80 pe 20 cât o cheltuit. Deci zicem 80 minus 20 egal cu 60 de lei. Deci eu mai rămas în buzunar 60 de lei. Pe, din ăștia, din ăștia dă 3 pătrimi pe tenis. Acum facem 60. Da. 60 ori... Nu. Hai. Împărțim la... Împărțit la 4. 4, că e 3 pătrimi. Ori 3, perfect. 60 împărțit la 4. Ori 3. Ori 3. Și egal cu 60 împărțit la 4 face... Face... 4 în 6 o dată. 4 în 4 și... Facem împărțirea, da? 60 de parte, 60 împărțit la 4. Și egal cu... O dată, 1 ori 4, 4. Rămâne rest 2, coborâm pe 0, 20. 4 în 20 de? 5 ori. De 5 ori. 5 ori 3. 5 ori 4, 20, da? Da. Și a terminat împărțirea. Deci, l-am împărțit pe 60 la 4 și îmi fac 15 și mulțim pe 15 cu 3. Da. Și egal cu? Egal cu 45. 45. Da. Pe tenis, da? Tenis odată. Din cine? Din suma asta, din 60. Da? Din 60. Da. Și acum ce facem? Scădem din 60 pe 45. 45. Da, din 60 minus 45. Și cât rămâne? Cu cât se mai întoarce el? 25. E bine? 5 din 10, 5. Da? 5 din 10, 5. 4 din 5, 1. Că ne-am împrumutat aici, nu? 5 din 10, 5. 6 nu mai este 6, este 5. Și 5, 4 din 5, 1. 15 lei. Atât se mai întoarce Robert acasă. Răspuns 15 lei. Mai facem încă o problemă, tot așa, și zicem. Modificăm suma. Deci, hai să zicem, 120. Mama îi dă 120 de lei. El cheltuie o treime pe, deci o treime pe tenis,
Apoi, o doime din rest, o doime din rest pe, să zicem, pe o pe o pereche de blugi, hai să zicem așa, o doime de rest pe o pereche de blugi, și din nou rest, și din nou rest, 3 cincimi, și din nou rest, 3 cincimi pe o carte. Cu cât se întoarce acasă? Care este suma care i-a rămas? I-a mai rămas? Să formulăm încă o dată problema, ca să înțelegem bine. Stefania, citește tu problema. Robert are 120 de lei primit de la mamă. Cheltuiește o treime pe tenis, apoi o doime din rest pe o pereche de blugi și din nou rest 3 cincimi pe o carte. Cu cât se întoarce acasă? Perfect. Vorbește acum și ne apucăm de treabă. Mă interesează întâi să aflăm ce? O treime? O treime. Din cine? Din toți banii? Din toți banii. Facem 120 împărțit la 3. Corect. Deci 120, 120 împărțit la 3. Și ne dă... Și cât face? Hai să împreună. Zice 3 în 12. Merge de 4 ori. Foarte bine. 4 ori. 4 ori 3 în 12. Nimic. Coborăm pe 0 și îl ducem la 4. La și cât? Ne dă 40. 40 este o treime. Deci 40 lei o dat pe ce? Pe tenis. Pe tenis. 40 de lei cheltuie. Cât i-a rămas în buzunar dacă din 1200, din 120 o dat 40 de lei pe tenis? O doime. Dacă e, ca să vedem ce-a rămas, scădem din 120 cât deci, o cheltuit. Da? Din 120 scădem 40. Exact. Din 120 scădem pe 40 și este egal cu, spune tu. Cât face? Egal cu... Păi bine, nu? Dacă din 120 scazi pe 40, mai întâi scădem pe 20. Ca să ajungem la 100 și mai încă o dată din 120, facem 80 de lei. Atât ai rămas după ce a cheltuit treimea. Acum, el având 80 lei în buzunar, merge mai departe și își cumpără o pereche de blugi, am zis, da? Da. Și cât dă pe blugi? O doime. O doime. Din cine? Din 80 cât mai are? Din 80. Așa, din restul care eu rămas. Facem 80. Ori 2. Nu, păi, o doime din 80, adică trebuie să împărțim la 2. Împărțim la 2. Așa, deci 80. 80 împărțit la 2. Ce face? 40. 40. Și așa și 40 îi dă pe blugi, nu? Pe, da, pe blugi. O singură doime. Da. Da. Și cât îi mai rămâne din 80 dacă 40 îi dă pe blugi? Scădem din 80. Minus 40, era de așteptat să dea tot 40. Da. Dacă jumătate o da pe blugi, eu mai rămas jumătate din sumă. Deci, aici 40 este restul 2. Al doilea rest, după ce și-a luat și obiectul al doilea, blugii, da? Restul 2. Ăsta a fost, 80 a fost restul 1, nu? Da. Restul 1.
Și acum, cât am zis? 3 cincimi de pe o carte. 3 cincimi pe o carte. Așa. Acum facem din 40 împărțit la 5. 5, foarte bine. Deci trebuie să facem 40 ori 3 cincimi. Da? 40 ori 3 cincimi. 40 ori 3 cincimi. Și este egal cu 40 împărțit la 5. Și ai spus ce stă mulțit cu 3. Așa? Deci 40 din 3 cincimi din 40 înseamnă 40 împărțit la 5 și mulțit cu 3. Și cât face? 40 împărțit la 5. 5 în 40 merge de... De câte ori? E simplu. 5 ori cât se facă 40? 5 ori 8. 8. Da? 8 ori. 8 ori 3. 8 ori 3. Și egal cu? Egal cu? 24, 24. Da? Egal cu 24. Înseamnă? Înseamnă. Ați găsit ușa de sus? Da, da. Și la intrare e sus? Și sus. Înseamnă că vine cineva, probabil. Mai bine așa, adică. Așa. Am lăsat așa. Și pe mână cu ea. Da. Nu lăsăm deschise, că mai vine și doamna cu copii. Deci 24 copii. 24 înseamnă 3 cincimi din 40, da? Da. Și deci 3 cincimi din 40 înseamnă 24. Și cu cât mai întoarce Robert acasă dacă cheltuie și pe 24? Din 40. Din 40 scădem pe cine? Scădem pe... Pe 24. Pe 24. Alo? Lasă-mă treabă. Vă salut. Deci 40... 40 minus 24. 24. Da, egal cu? Egal cu... 4 din 10, 6, 2, 4 din 10, 6, 2 din 1, 2 din 3, pardon, 2 din 3, 1. Cu 16 lei ce mai întoarce acasă, da? 16 lei e suma care mai rămâne. Bun, hai să mai facem încă o problemuță. Vouă să vă... algebră sau geometrie? Ce algebră. Geometrie. Geometrie. Algebră. 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 Nu, 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 algebră. Și cine? Facem și dar duminică poate ne vedem. Duminică poate la fizică. Păi, gata, facem fizică. Dacă asta e... Nu din ordine, nu discutăm. Da. O să facem pe amândouă. Vedem și Robert ce ne propune, are și el și algebră și geometrie. Corect. Dacă Robert are și algebră și geometrie, atunci, atunci la fel și voi să-i fi foarte bine. Așa. Dar între timp, ca să nu stați voi degeaba, să vă dau o problemă. Uite, Robert lucrează. Deci el lucrează. Voi nu aveți cărți la voi? Sunt cărți? Poate nu și vă cărțile. Lui nu i-am dat nimic. Deci el și-a scos și lucrează ca să nu așteptăm problemele să fie făcute numai de noi împreună, ci să spunem, m-am dus la problema asta până aici, nu mi-a ieșit asta, nu știu ce să fac în continuare. Tema care o aveți și la algebră și la așa, lucrați un pic, 5-10 minute și ca îndată noi să putem urmări să avem... Vreau să vă văd și cum interpretați singur subiectul, tema care o aveți. Nu numai condus de mine. Așa, fetelor, zicem așa. Robert, când cu el am treabă, are următoarea sumă. Are 200 de lei. Mama îi dă 200 de lei. Cheltuie 3 cincimi. Deci 3 cincimi din sumă pe blugi. Da? 3 cincimi din sumă pe blugi. Apoi,
să zicem, 3 pătrini din rest. Deci 3 pătrini din rest. Pe Temeș, da? 3 pătrini din rest pe Temeș. Apoi o doime din noul rest pe o doime din noul rest pe o carte. Iar cu restul vine acasă. Cu cât se mai întoarce la casă? Care este suma cu care se întoarce acasă? Tot Ștefania, cu tine vreau să discut. Facem 200 împărțit la 5 ca să aflăm o cincime. O cincime din... Din toată suma, da? Din toată suma. Și pe urmă, înmulțim cu cine? Cincimea aceea, înmulțim cu 3, da? Deci, 200 vorbește împărțit la 5 și face cât? Face 5 în 20 de 4 ori. 4 în 5 în 20. 20. O bună pe 0. Și ne dă 40. 40. Acum pe 40 ăsta e o cincime doar, dar 3 cincime doar. Facem 40 ori 3. Perfect. Și zicem, 40 ori 3 este egal cu? Este egal cu 4, 3, 12, punem 0, 120, da? Da. Deci 120 a cheltuit pe blugi. Da? Pe blugi a dat. Cât eu mai rămas a fost dat de 200? Eu dat 120 pe blugi. Trebuie să aflăm. Facem 120. Nu, 200. 200 minus 120. 200 minus 120 este egal cu 80. Ăsta e restul care are în buzunar după ce a cheltuit suma asta, da? Da. Ce facem mai departe? Face 3 pătrini din restul, din banii din buzunar, pe Temeș. Pe Temeș. Facem 80. Așa, foarte bine, 80. Împărțit la 4. Da. Și face cât? 80 împărțit la 4. 20. Și acum așezi 20 și înmulțim cu? Înmulțim cu 3. Așa. 20 înmulțit cu 3 este egal cu cât? Cu 60. Asta e o dată, e cheltuit pe cine? Pe Temeș. Și ca să văd cât eu mai rămas, dacă din 80 o dat 60 pe Temeș? Ne-a mai rămas pe o carte. Acum 60. Nu 60, 80. 80 minus 60. Asta e primul rest, da? Da. Restul întâi. Și acum 80 minus 60. Așa, egal cu 20. Restul al doilea, după ce au făcut cele două cheltuieli. Restul 2. Și acum zic că jumătate din restul ăsta a cheltuit pe o carte. Adică din restul ăsta, din cât mai are buzunar. 20 împărțit la 2. Da, și egal cu 10. Egal cu 10. Da. Și din 10 ori 1. 10 ori 1, deci 10 a dat pe carte, da? Da. Pe carte a cheltuit. Da? Pe blugi, pe tene, pe carte. Și cât mai rămâne în buzunar dacă din 20 avea și dă 10 pe carte? Zicem 20 minus 10, da? 20 minus 10. Și 20 minus 10 egal cu 10. Ăsta e restul cu care se întoarce el acasă. Așa ți-a dat rămâna, da? Da. Deci, e foarte clar acum să facem problemele și astea. Deci, cum gândim? Asta e suma.
îi fac 3-5 în bine, împart la 5 și mulțesc cu 3 și știu cât, cât o cheltuit din sumă. Ca să vezi restul, trebuie să scazi din suma toată cât o cheltuit. Pe urmă, acestui rest, atât mai ai buzunar. Dacă cheltuit, atât mai ai. Cât a mai rămas în buzunar? 80 de lei. Îi facem cât din rest? 3 pătrimi. Adică împart la 4 și mulțesc cu 3. Și aflu cât a dat pe Teneș. Și ca să văd cât mai rămas în buzunar, păi scade 80 de restul dinainte. Cât o dat pe Teneș? 60. Și văd că mai rămas 20. Da. Din ei face ori doimii. Ca dă pe carte o doime. Da. Da? Adică împart la 2. Și de 10. Și ca să văd că eu mă rămas, cad din 20 pe 10, era de așteptat. Că dacă jumătate o dat, eu mă rămas jumătate. Da. Eu la o jumătate, nu, tot 20 o dat, tot frate, atât și... Așa trebuie făcut la probleme. Deci trebuie să învățăm să gândim problema, să vedem așa, să vedem cât înseamnă atâta din sumă, nu? Și tot ușor înapoi mergem. Mai facem una. Vreau să plecați acum, să fiți... Știți ce mă interesează pe mine? Să zâmbiți. Da? Mă interesează să fiți fericite. Că acum ați descoperit cum se fac problemele, că nu e suficient să vă dicteze cineva și să scrie acolo. Ci trebuie să înțelegi tu mecanismul, cum lucrează acolo. Asta e povestea. Da. Hai să spunem așa. Tot cu Robert face problema, da? Bun. Robert, mama îi dă lui Robert 500 de lei. 500 de lei. Pe blugi, blugi de 3 pătrimi. Are niște blugi deștepți, așa, nu? 3 pătrimi. Da? Pe Teneș de 3 cincini. Pe Teneș 3 cincini. Din ce eu mai rămas, după ce eu cheltuie prima dată, să înțelege, restul întâi. Pe carte de 1/2, o doime. Cu cât se mai întoarce? Aia este modelul dinainte, numai că s-a modificat ce? Suma. Tot cu tine vreau, Ștefania, pentru că vreau să câștigi încredere, da? Lucrează la mâna înainte, da? Tu verifici dacă nu am lucrat corect. Să nu cumva să greșim. Păi, ce tău stai aici. Hai să vedem. Cât am zis că care e suma? 500. Cât ai cheltuit din prima dată? 3? Adică? Pe blugi. Și facem 500 împărțit la 4. Așa. 500 împărțit la 4 și face cât? 4, 5 odată. Ne dă 100. 1 ori 4, 4. Rămâne restul 100. Nu, rest 10. Da. Da? 4 în 10 de 2 ori. De 2 ori. 2 ori 4, 8. Și rămâne 2. Și coborâm pe 0, 20. 4 în 20. De 5 ori. 5 ori 4, 2 ori 5. Și ne-am rămas 125. Deci am obținut 125. O singură parte. O da. Pătrime. Și acum? Acum 125 ori 3. Foarte. Deci 125 ori 3. Ce face? Ia să vedem cât. 125 ori 3. Faci 3 ori 5, 15, 3 ori 2, 6 și cu 1, 6, 3 ori 1, 3. 375. Asta o dat pe blugi. Pe blugi. Acum facem 375 minus... Nu, 500. Așa! Minus 375. Așa facem din suma care o dat-o mama. Deci 500 minus 375 egal cu... Egal cu 125. Foarte. 125. Eu rămas lui, după ce o cheltuie pe blugi. Da.
Și acum facem o... Asta e primul rest, da? Da, primul rest. Aici se zicem lungi. Da? Și aici restul 1. Restul 1. Bun. Acum facem 125 înmulțit, împărțit cu 5. Așa, ca să vedem cincina, da? 125 ori 5, împărțit la 5. Și face cât? Face 5 în 12. De 2 ori. 2 ori 5, 10. 2. 5. După vârf de 5, 25. 5 în 25 de 5 ori. 5 ori. 5 ori, 5, 25. Nimic și s-a terminat. Și acum facem deci, 25 5? Ori 3. Foarte bine. Deci 25 ori 3. 25 înmulțit cu 3 este suma pe care o dă el pe tenis. Mie că 3 ori 5, 15, 3 ori 2, 6, 1, 7. 75 de lei dă pe tenis. Atâta costă. Acum facem... Acum? 125. Foarte bine. Din 125, din primul rest care l-a vrea, scădem acum cât o cheltuie pe tenis. Cădem 75. Ce face? 25. Minus 75. Egal cu cât vine? 50, nu? Egal cu 50. Așa. Da. 50. Și zice că jumătate dă pe carte. Acum facem... Asta e restul 2, da? Cât e o mână? Restul 2. Așa. Facem 50 împărțit la 2. Foarte bine. 50 împărțit la 2. Egal cu 25, nu? 25. Dă pe cine jumătate? Pe carte, da? Pe carte. Și câte au mai rămas? Dacă jumătate o dat pe carte și cartea costă 25. Mai rămas tot 25. Tot 25. Că 50 scădem 25, fac 25, da? Deci... Rest 25. Exact. Deci rest... 25 de lei. Cu atâta să mai împarce probleme. Da? Deci, am înțeles ușor, ușor cum lucrează, cum avem problemele acestea, da? Bun. Încă una pe care o faceți singuri și eu nu vă controlez deloc, lucrați voi independent, să vedem cum vă iese problema. Tot așa, dar modific suma. Nu 500, ci să zicem 800. Deci, Robert are 800. Mama are încredere în Robert, că îi dă din ce în ce bani mai mulți. Deci 800. Și cheltuie 3,55 pe blugi, o 3 pătrim din rest pe tenis, o jumătate pe manual, pe o carte. Exact așa ca aici. Numai cât am modificat, ce? N-am mai lăsat 500, ci am lăsat 800. Parcă 800 am zis, nu? Da. Așa. Dați-i dumneavoastră. Te uiți cum s-a lucrat în partea cealaltă, tot, și să vedem ce ne iese. De 2 ori 3,55? Deci 3,55, 3 pătrimi, exact aici. Deci 3,55 din blugi și 3 pătrimi din rest pe tenis. Și primul o jumătate pe carte. Da. Și cu problema asta ne apropiem de sfârșit. Ai probleme interesante, nu? Ai întrebări? Câte întrebări ai? Te gândești la aceea, la geometrie, nu? Bine, eu sper să o poți face tu, înainte de a ajunge. Să vedem, mi-a apărut acolo fereastră, de ce-o fi apărut. Așa. Deci,
500 îl împărțim la 1 la 5, nu? Ștefane, nu ca să faci 3, 5. Da. Deci 500 îl împărțim la 5. Și face cât? Face 100, cu 500 împărțit la 5 face 100. 60. Acum facem 160 ori. Da, la 5, 500 împărțit la 6, a fost 800. 800. Așa, se foarte bine. La 5 egal cu 160. 160. 160 ori 3. Foarte bine. 160 ori 3 și egal cu? 480. Așa. Acum din 800 facem minus 480. Foarte bine. Din 800 minus. Cât am spus? 480. Și ce rămâne? Ce rămâne? 300? 300. Cât 320? 320. Da. Așa bine, da? Da. 320. Și asta e prima... Primul rest. Primul rest. După ce ai cheltuit pe blugi, nu? Pe blugi. Acum din 320, îl împărțim la 4. La 4. Cât obținem? 0. Deci cât vine? 84, nu? 320. Da. Împărțit la 4. Cât face? 80? Ramona? 80, da? 80. Și acum facem 80 ori 3. Ori 3. Da? 80 ori 3. Face cât? 80 ori 3 fac. Face 240, nu? 240. Și atât a dat pe... Așa, atât a dat pe, pe tenis. Sau blugi, care știu? Da. Tenis, să zicem, da? Parcă tenis era acolo. Și acum, ca să vezi cât eu mai rămas, scădem din... Din... Restul anterior, din 320. 320 minus 240. Așa, 320 minus 240. Și face cât? 80, nu? Da. Și jumătate din ei de plecat. Adică facem 80. Împărțit la? Împărțit la? 2. 2. Și egal cu? 40. Și cu cât se mai face? Cu cealaltă jumătate. Cealaltă jumătate. Adică? Adică facem 40. 40! Ah, nu da, că 40. Au fost 80, dacă scazi în 80 pe 40, tot 40 rămâne. Sau, altă ai spus, știi, fiind jumătate, jumătatea cealaltă a rămas. Deci 40 a rămas. Da. O să ne mai jucăm și în lecțiile care vine și vreau neapărat să veniți cu tema. Chiar dacă ați făcut-o. Să discutăm tema aceea, să văd cum gândește proful online. Dacă se pricepe sau nu.
Ai și toată povestea. Da? Exact așa, ați făcut-o. Și vă închipuiți că n-ați făcut-o. Da? Și atunci discutăm. Sau spuneți așa. Aici nu prea am înțeles. Am făcut-o noi, dar nu prea mi-e clar acolo cum trebuie făcut. Și aș vrea să înțelegem și mai bine. Și pe ce o explicăm o dată, de două ori, de șapte ori, până înțelegem bine. Ăsta e rostul întâlnirii cu profane. Așa. Și acum să faceți o problemă. Poftim. O să faceți, dragilor, o problemă în care să spunem așa. Se dau... Nu, că stați... Da? Așa. Deci, faceți-o, vă dau eu problema și voi să o faceți. Deci, Robert, tot în varianta asta, Robert primește de la mama 900 de lei. Dă pe o bicicletă, cât am zis, 900? Da. Două treimi pe bicicletă. Două treimi pe bicicletă. Din banii rămași, cumpără o pereche de tenis, pe care dă 3 cincini. Deci pe tenis, 3 cincini. Din nou rest, da? Din nou rest, tot 3 cincini pe o carte. Deci din nou rest, tot 3 cincini pe o carte. Cu câți bani se mai întoarce acasă? Robert, care se vede treaba, e foarte bun cheltuitor. Da? Cu câți bani se mai face Robert acasă? El are problemele lui acum. Nu, mai de cheltuială nu se gândește la cheltuit. Dar, Robert, toată lecția noi am făcut-o cu tine. Ai văzut numai cu problemele legate de modul în care cheltuie tu. Așa s-a dus vestea că cheltuie foarte bine. Da? Lucrurile care ți le cerem. Așadar, cu clasa a patra ne oprim aici. La revedere și veniți cu tema pentru a doua zi. Nu uitați! Deci, tema pentru a doua zi. Și urmează să stabilim ora. Ora va fi 4:30. Da. Da? 4:30. Urmând să veniți cu tema pentru a doua zi, chiar dacă este făcută. Pe mine mă interesează să văd cum am gândit-o, cum gândim problema. Acolo, tema aceea, să vedem intimitate. Și nu uitați că facem lecțiile live, se transmite, suntem în direct acum. Asta înseamnă că cei care sunt prieteni, colegi și nu au putut să ajungă, pot vedea lecția pe internet, pe televizor. La revedere! Cu drag vă aștept să... Miercuri, da? Discutăm. Exact, așa. La revedere. Domnul profesor, am rezolvat tema la algebră. Mai avem numai două puncte. Dar stai puțin. Aproape toate să vedem mai urmă. Am înțeles. Dar e important că inițiativa mea a fost foarte bună. Da, eu cu Adi am învățat în teoria. Sigur. Am înțeles. Ramona, nu Ramona, Miruna, poftim la locul tău. Da? Fiecare își ocupă locul. Și pornim lecția pentru acasă. Vedem acum, deci clasa a 6-a. Și fiindcă Robert, am tot pomenit pe Robert, încep cu tema lui și până vin și la voi. Da? Am început o profesor. Să oprim. Da, oprim.